Ultimul care iese din sicriu va câștiga $1000, iar regulile sunt simple. Fiecare concurent va intra în sicriul lui, iar eu voi face tot ce-mi stă în putință ca să-l scot din acesta. Hai, lăuntru, tată! Mamă, mi-e frică pentru ce o să urmeze, jur! În caz că vă întrebați ce ne facem nevoile, în sticla asta. Pentru $1000 stau până mâine aici, băi, vă sparg! I-am lăsat singur timp de 30 de minute să intre frica în ei, iar eu în tot timpul ăsta le-am pregătit prima tortură. Astea sunt alimentele pe care ei le urăsc foarte rău și o să mă duc să le torc peste ei, poate îi scârbesc și îi fac să renunțe cumva din prima. Hai să vedem! Hai, tata, mi s-a lăsit! L-a oțet! Mamă! Mamă, ce ură pute, oțet! Nu-mi vine să cred ce urăsc eu cel mai mult! Barbie, urmează spanac! Ia asta, Barbie! Ia vedeți, mă, băiatele, mama mea! Mi-a venit în gură! Nu-mi place spanacul deloc! În 2 ani jumate de relație n-am convins-o să mănânce spanac, hai la Iuri! Bă, mie ce-mi pui, mă, mâncați aici gura ta? Hai, mă, nu știi tu ce urăsc cel mai mult? Ce pui, bă? Ia uite ce avem pentru Iulica! Iulica, ești pregătit pentru asta? Bă, ia-o, ce... ia-o, Iulica! Ia-o, Iulica! Ia și niște seamă, Iulica! Și asta a fost dar prima tortură, stați să vedeți ce urmează! Bă, mi-a ajuns oțetul la spate, bă! Deci nu vă imaginați cum miroase aici, miroase foarte rău! Toată lumea știe că de nasol este să te simți murdar, așa că am vrut să le fac asta încă de la început, iar după i-am mai lăsat un pic și i-am atacat undeva unde știam că o să-i afectez rău de tot. Băiesc, când filmăm este februarie, dar ca să facem lucrurile extreme o să le punem și niște gheață peste ei, pe lângă că sunt dânză să le fie și foarte frică. Hai să mergem. Dragilor, vă simțiți bine, mă? Vă simțiți bine? Lasă-ne, băi, lasă-ne! Nu te mai suport deja! Nu mă mai suportați, ia bine! Surpriză! Surpriză! Ia-o, Barbie, ia-o, ia și tu, Iulica! Hai, hai, ia niște gheață, ia! Un gheață, bă, că-s minus 5 grade afară, băi! Bă, cum te mai pui? Bă, nu mai pune, mă, că-i frig! Ieșiți, bă, din sicrie! Bă, cum să pună gheață? După ce că miroase urât, ai mai pus și asta să îngheță aici, bă! Bă, e bine să dau gheața asta la o parte! Mamă, mamă, m-a spar, mâncați și nu vine să cred! Hai, că scot artileria grea dacă nu renunțați! Iulia a început să facă abdomene de frig. Barbie își dădea gheața de lângă ea, iar tata o arunca din sicriu pentru că literalmente nu mai puteau de frig, așa că mi s-a făcut milă și le-am propus asta. Vă voi adresa 3 întrebări de cultură generală, iar cine răspunde corect sau cel mai aproape de răspunsul corect la cele mai multe întrebări va primi o masă caldă pe țeavă la voi acolo și vedeți voi cum o mâncați. Sunteți gata? Da! Haide! Hai, pune întrebările că-i frig! Haide! Câți abonați am exact? 1.910.000. Ok. Rândul tău, Barbie, zi! 1.920.000. Rândul tău, Iulica! 1.912.000. La întrebarea asta, Barbie este câștigătoarea, felicitări! Am 1.121.000 de abonați, tată! Bă, da, bă, că stă cu tine în cameră, să uită la tine pe ăla, normal! Întrebarea 2, câți litri de apă se estimează că bea un om pe toată durata vieții lui? Zi, tata Mițanu! Mamă, lasă-mă să mă gândesc, bă! Haide, hai! 51.000 de litri! Ok. Tu ce zici, Barbie? Eu zic animereală 45.000. Ok. Habar n-am. Zici și tu, Iulica? 55.000. Iulie este câștigătorul, răspunsul era 58.400. La o durată medie de 80 de ani, Iulie câștigă întrebarea asta 1-1 cu Barbie. Tata Mițanu, dacă o zici pe asta, perfect egalitate, nu mai ai nimeni de mâncare. Hai. Gata, mă. Haide. Câte țări sunt în Uniunea Europeană? Zi. 26. 27. 24. Niciodată, Barbie este câștigătoarea. Yes! Barbie a câștigat o masă caldă. Abia aștept să mănânc, mi-e foame. Mă așteaptă, Barbie, dar uita ce mi-a făcut ea în clipul ăla. Când eu am supraviețuit în cel mai periculos spa din lume, Barbie și-a bătut joc de masa mea caldă, așa că o să-mi bași o joc de ei, punându-i lapte de capră cu cereale, tată, pentru că ei nu-i place laptele de capră deloc. Din cauza că e foarte amărât și are un gust așa nasolel, oarecum. Totuși, hai să încălzim laptele, să-i ducem masa. I-am încălzit laptele mult de tot, i-am pus cerealele și m-am dus spre ea. Hai să-l dăm, tată, l-a pus într-o pungă să-l las acolo. Barbie! Da! Am venit cu mâncarea. Hai, abia aștept. Ia, vezi că ți-l las într-o pungă așa. Poftă bună să ai, aude ce cald e. E și cald. Cereale cu lapte. Ce se bucură, Barbie. Deci de când așteptam să mănânc și chiar sunt calde, frate. Ce mi-ai pus, măi? Ce laptele stricat? Ce lapte, mă, să spun eu stricat? Doamne, ce gustare, nu cred. Ce, mă, că e lapte, n-ai văzut că e alb așa? Deci e foarte scârbos, e expirat, ce are? Bă, maico, ai uitat ce mi-ai făcut tu mie când eram în patul la sus, acolo, e lapte de capră ăla, na? Lapte de capră, nu cred. Băi, mănânc acolo că după o să mor de foame. Nu vreau. Azi că vezi tu ce urmează, mănânc acolo. Puteam să jur că îi face ceva, că nu-i dă mâncare ca lumea.
Bine că n-am câștigat eu, că tot se afundă, dar și mie asta. Noroc că e cald aptele astea, că dacă nu-l mănânc, măcar mă găsesc eu la mâini. I-am lăsat să stea peste o oră fără să mă duc la ei absolut deloc, ca să încremenească acolo și să se plictisească. Totuși, când am revenit, le-am propus asta. Ăsta este un cub Rubik normal, destul de complicat de făcut, iar ăsta este un cub Rubik simplu, 2x2, iar primul care îl va rezolva pe ăsta va primi 5 minute de aer și de stat în picioare. Sunteți gata? Da, da! Haide, mă, sigur, puteți, mă, să rezolvați pe ăsta. Am aruncat cubul Rubik la fiecare și concentrarea maximă a început. Inițial, fiecare credea că e ușor să faci cubul ăsta, dar după puțin timp deja începea să apară frustrare. Ha, numai câte 3 mi-e, bă, frate, numai așa, bă. Mamă, frate, cât de complicat e, nu știu să fac nimic, ești nebun. Deci îl fac, frate, m-a învățat Ianis câteva trucuri de bază. Când filmam clipul cu recordurile mondiale, Ianis, băiatul din video, l-a învățat pe tata destul de multe trucuri cu care poți rezolva un cub 2x2, așa că tata a reușit cumva să-l facă. Gata! Nu pot să cred! Gata! Tata, vițelul a terminat! Este, ia-l! Cubul Rubik este complet făcut la tata Mițanu. Dă-te la o parte că vreau să ies. Tata Mițanu primește 5 minute de aer. Deci nu credeam că pot să-l fac în mirosul ăsta și în gheața aia. Deci nu credeam așa ceva. Tata și-a petrecut minutele afară inspirând aer curat, pentru că mirosea numai a oțet în sicriu. Ăla s-a mai întins un pic, a făcut niște mișcare fizică, dar totuși minutele s-au scurs. Gata, tata Mițanu, haide, bagă-te înapoi că s-a dus timpul. Gata. Și pregătiți-vă că vine ceva nasor rău. Îi jucam psihic și voiam literalmente să se plictisească cât mai mult. Totuși am venit la ei repede zicând asta. Dragilor, a revenit repede, băi, ca să nu vă plictisiți, fiți atenți cu asta treaba. Am 3 găleți, dintre care 2 conține ceva nasor rău de tot, iar una conține 500 de lei în interior, da? Voi va trebui să alegeți un număr de la 1 la 3, ele sunt inscripționate după cum puteți vedea. Și hai să vedem, tata Mițanu, tu ești primul, alege un număr de la 1 la 3. Mie mi-a plăcut mereu să fiu number 1, așa că iau numărul 1. 1? Bine. Ține mâinile că vin banii. Mamă, deci ce era acolo? Era o combinație? Nu se poate așa ceva, nu se poate! Bă, Mițule, după ce mi-ai dat oțet, mi-ai dat și murături, bă, frate! Hai să continuăm la Parpi! Parpi, tu ai de ales între găleata 2 și 3, ai grijă ce alegi, pentru că nu n-a să află bani și nu n-a ceva nasol. Doamne, așa să aleg numărul corect, 3! Mamă, frate, păi dată ce nu mai lăsa să aleg și eu? Asta a rămas, păi tu, pe care o alegi? Hai că poate-ți banii la mine! Pe care o alegi, mă, zi un număr! Da, mă, mie 2, nu contează, hai! Găleata cu numărul 2 o să o torn acum la tine, frate! Felicitări, Iulie! Ai câștigat pătroacele astea! Ia-le! Am luat banii! Am luat banii! Ia-le, Iulica! Parpi a câștigat 500 de lei! Ia, uite! Banii, yes! Mamă, frate, mă! Nu mai pot, nu mai pot! Are un noroc, Parpi, de nedescris! Hai să continuăm, că vine seara și fiți atenți aici ce se întâmplă! Ușor, ușor, noaptea a venit și n-a venit singură. Frigul a început să se intensifice destul de mult, lipsa de mâncare și apa a făcut să amplifice mult mai mult oboseala pe care ei o simțeau, așa că totuși... Băi, fraților, a venit seara, după cum puteți vedea, am uitat de ei acolo, efectiv, ești nebun, și hai să vedem cum se simt, că a venit și frigul ăla rău de tot. Puiuții mei, cum vă simțiți, mă, tată? Ziceți! Bă, $1000 ca $1000, dar prea mult ne chinui, bă, pentru $1000, frate. Trebuie să muncești, băi, pentru $1000. Parpi, tu mai trăiești, bă? Eu sunt așa morțită, nu mai am chef de nimic, frate. Hai, mai rezistați, rezistați acolo. Mamă, Mițule. Stăm foarte bine, băieți, nu prea mai rezistă mult dispusele lor, dar îi mai lăsăm un pic, că de-avea a venit noaptea, poate ațipesc cumva și venim cu o surpriză la ei. Hai să vedem. Fiecare se aștepta să le fac ceva, dar eu nu mai veneam deloc la ei, așa că plictisela a intervenit și chiar am ațipit lucrul pe care l-așteptam la maxim din cauza asta. Este ora 1:30 noaptea și am ignorat complet până acum, cu speranța că poate renunță cineva benevol, dar n-a renunțat nimeni, așa că o să-i torturez auditiv cu chestiile astea. Hai să mergem. Ce s-aude, mă, frate, mă? Mai lasă-ne, mă. Băi, termină-te, bă, cu astea, băi! Pații pise! Ce, mă, fraților, n-aveți chef de distracție la 1:30? Băi, lasă-ne, mă, mâncați-și gura ta, bă, ne terorizezi! Renunțați, mă, tată! Ia auzi, băi! Termină-te odată, du-te-n casă și lasă-ne! Renunțați, bă, oilor! Băi! Nu mai pot! Lasă-mă măcar o oră să dorm și eu. Nu doarme nimeni. Renunțați acum sau urmează teroare. Bine. Deja nu-mi venea să cred cât de multă ambiție aveau, așa că m-am dus către ei imediat după și le-am propus asta. Fiți atenți, vreau puțin în liniște, ce mai probabil mă auziți, încă nu ați adormit, sper. Ofer 1000 de lei cuiva care este în momentul ăsta. Vreau ca unul să-mi iasă pentru 1000 de lei, dacă vreți și voi, 1000 de lei în momentul de față. În ce bani asta dat te-a ore aici ca să renunți pentru 1000 de lei? Nu ies, mă, nu ies. Mamă, nu
știu dacă să ies. Nimeni? Hai bă, renunțați unul dintre voi. Mai aveți 10 secunde să vă decideți, 10. Cred că eu ies, băieți, cred că nu mai rezist. 7, 6, nu cred, Parpi! A renunțat? 1000 de lei sunt ai tăi, Parpi. Este mai și Parpi, mamă. De ce n-ai mai stat? Nu mai pot, frate, sunt flaște, nu mai pot, am înghețat, am tot spatele rece, nu mai. Am 50% șanse să câștig. Ia uitați-vă cum a stat aici, bă, băiatule, a rămas doar tata și unii competiție. Hai să chinuim tata. Vă sper să nu ne mai pună de-astea în bucăță. Presiunea era imensă, au rămas doar ei doi, iar cine renunță primul și iese o să piardă tot. Așa că am venit să-i torturez cu altceva. Hai că mi s-a pus pata, bă, voi. Fii atent, Iulica, am două găleți în mâini, da? Alege stânga sau dreapta, ce vrei să fie pus pe tine? Niciuna. Niciuna, nu. Dreapta, băi, dreapta. Ce ne mai pui, bă, mâncață în gura ta? Ia-o pe asta, Iulica, ia-o! Iulie, nu renunți? Nu renunț, mă, frate, mă, nu renunț! Renunță, bă, să nu mai impună! Ai zis ceva, tata Mițanu? Fii atent aici! Preparatul lui Iulie a fost nisip, în timp ce al tău o să fie niște păcate, Escovici! Ce vorbești, mă, băiat? Bă, dar nu mai ai malci! Bă, nu renunți nici acum! Nu. Deci nu am crezut la ce frig e afară și la ce multe chinuială le-am făcut, că o să reziste până la ora 3 dimineața în februarie! Nu renunț, mă, nu. Vreau să-l câștig. Mamă, ce frig e, bă! Ești nebun! Ce-o faci asta? Ce s-aude, bă? Ce s-aude, bă, frate, bă? Pentru că a spus răi, am dat drumul la două furtune de apă care ghici și o să se întâmple cu ele. Exact, o să vă intre înăuntru! Mamă, ce rece e! De unde face apă, bă? Hai să vedem, frate, trebuie să renunțe cineva! Nu cred așa ceva, nu cred așa ceva! O să vă las apă vreo 3 minute dacă nu renunță nimeni! Mamă, ce rece e! Bă, ești nebun, nu mai pot! Mai pot, Iuli! Nu mai pot! Mamă, ce rece! Mi-a ajuns și la picioare! Iuli, a ieșit! Tata Mițanu a câștigat 1000 de dolari! Cine? Tata Mițanu! $1000 aici sunt ai tăi în lei oarecum. Nu uitați să dați-mi butonul de like și băunul de subscribe. Uitați-vă la vlogul de pe canalul secundar. Pa, pupa, pa, pa.